Cu aproximativ 6 milioane de ani în urmă, un fenomen geologic numit trovanți a fost creat. Trovanții mai sunt cunoscuți și sub numele de Pietrele de la Costești, după cea mai faimoasă locație a lor din România, sau Pietrele Vii. Trovanții rari din România s-au format în circumstanțe extrem de complexe, care au implicat deplasări seismice, sedimente de nisip în râuri și ploi și o perioadă îndelungată. După ce au fost martori la creșterea, extinderea și deplasarea lor de-a lungul generațiilor, românii au transformat trovanții în legende și mituri locale. Pentru geologi, trovanții au fost mult timp un mister captivant. Trovanții sunt compuși dintr-un centru de piatră dură, înconjurat de gresie și variază în mărime, de la trovanți extrem de mici și asemănători pietricelelor, până la pietre care cântăresc câteva tone. Deși majoritatea trovanților sunt făcuți din gresie, geologii au găsit și unii făcuți din pietriș. Trovanții sunt un tip incredibil de interesant și unic de formațiuni stâncoase care se găsesc în anumite zone din România. Ceea ce le face atât de interesante este faptul că localnicii au fost martori la creșterea și înmulțirea lor de-a lungul anilor. Datorită elementelor de care este nevoie pentru ca aceste roci să se formeze, ele trec printr-un proces neobișnuit care face ca pietrele să pară că acestea cresc și se mișcă. De-a lungul anilor, geologii au tăiat numeroși trovanți pentru a vedea din ce sunt făcuți și au descoperit că, nu foarte diferit de inelele copacilor, aceste formațiuni geologice au de asemenea mai multe straturi inelate în interior.